În sfârșit, ultimul articol de la capitolul alunecare sunt focile, deși ele sunt un pic anti-alunecare, de fapt. Ce sunt focile? Sunt, repet, ce am aici mai devreme, noi românii le spunem foci. În afară le găsiți drept skins, deci să știți că e fix același lucru, doar că din numele diferite. Sunt din material textil, au o față adezivă care se lipește pe suprafața, pe talpa schiului și poate fi și dezlipită și poate fi lipită de multe alte sute de ori în funcție de cât de bun e adezivul și în funcție de câtă grijă aveți de ele. Așa, are rostul lor să permită alunecarea în fața schiului în momentul în care urcați și să împiedice alunecarea lui în spate, după cum ați văzut în imaginile de la începutul episodului. Poți să urci cu ele, dar te împiedică să aluneci. Cărui fenomen îi se datorează această unidirecționalitate în alunecare? Aceste foci sunt dintr-un material textil a cărui textură, da? Pur și simplu sunt niște perișori, da? Care sunt orientați spre spatele schiului. Da? Deci care în momentul în care încerci să alunești cu ele în față, ele alunecă, în momentul în care dai în spate, se întâmplă lucrul ăsta. Da? Textura lor și orientarea perișorilor împiedică alunecarea către spate. Ca sfat, nu faceți ce am făcut eu acum. Deci nu dați, încercați pe cât posibil să nu dați cu mâna goală pe pielea de focă, pentru că grăsimea de pe mână îi reduce tocmai această capacitate de a nu aluneca. Și focile astea se diferențiază în funcție de, în primul rând, de compoziție. Există acupăția materialului în care sunt materialul textil, ca să zic așa. Pot fi din materiale naturale, cum e mohairul, sau pot fi din materiale sintetice, sau pot fi combinate. Care e ideea? Materialele naturale, mohairul, alunecă mai bine la vale. Deci dacă ai, spre exemplu, o tură pe niște culmi de deal sau de munte, unde ai mai mult ups and downs, da? Unde trebuie să urci, dar trebuie să și cobori, atunci, da, e preferabil să-ți iei un gen de foci care să-ți permită și o bună alunecare cât de cât la vale. Cele din material sintetic îți dau un grip mai bun la urcare, dar la vale alunecă ceva mai greu. Iarăși, cum spuneam și la schiuri, o să ajungeți cel mai probabil să aveți două perechi de foci în funcție de înclinația traseului pe care urmează să mergeți. Iarăși, diferențierea o mai face și durata de viață, pentru că cele din mohair, din materiale naturale, se tocesc ceva mai repede, cele din sintetic durează mai mult, dar, cum spuneam mai devreme, sunt dedicate unor pante diferite, ca să zic așa. Repet, vorbesc despre despre foci de schi de tură de plăcere, nu nimic, nu profesional, nu de competiții. Acolo sunt condițiile sunt altele. Deci, după cum spuneam, au o suprafață lipicioasă care se aplică pe talpa schiului, un sistem de prindere în față, un sistem de prindere în spate. Nu o să le pun acum, nu o să le montăm acum, o să facem asta când o dat zăpada și când vom face episodul despre deplasarea efectivă pe zăpadă. Stay safe.